Europa se confruntă clar cu o criză energetică, iar la orizont se află o alta, cea alimentară. Pentru asigurarea unei siguranțe alimentare există fonduri europene în PNRR care pot fi folosite în refacerea infrastructurii de irigații. Prezent la emisiunea de la A la Z, difuzată de 1TV Deva, europarlamentarul PNL de Hunedoara, Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte al PPE, a declarat că aceste investiții sunt necesare în contextul în care Ucraina, țară cu o agricultură puternică, nu mai poate face exporturi din cauza conflictului cu Rusia. Avem nevoie de investiții suplimentare, ca atare vom accesa și aceste credite și cam în direcția aceasta merg și inițiativele mele, acești bani să fie accesați cât mai repede de țările care au nevoie și în domenii ce țin de securitate energetică, acele domenii care... despre care am văzut după războiul din Ucraina că sunt importante și e nevoie de investiții în ele, securitate energetică și, de pildă, pentru România, securitate alimentară. România își propune să introducă în acest plan național de redresare și reziliență al României și niște proiecte de irigații. Tocmai fiindcă Ucraina este un mare exportator de produse agroalimentare și vedem că ne lipsesc acum importurile din Ucraina și e clar că avem nevoie să producem noi mai mult în România și în interiorul Uniunii Europene, iar pentru a produce mai mult, pentru a crește productivitatea, irigațiile sunt o măsură necesară. Județul Hunedoara stă destul de bine la capitolul irigației, existând astfel de sisteme în Țara Hațegului și zona George Orăștie, iar pentru altele sunt depuse proiecte pe alte finanțări europene, fiind posibil să se acceseze fonduri și în acest sens și pe PNRR.